periodic, măcar o dată pe lună, Direcția de Servicii Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Roman efectuează astfel de verificări și în plus toate sesizările care ne vin pe e-mail verbal sau pe rețeaua de socializare Facebook au fost luate în considerare și date în lucru, astfel încât să nu avem echipamente care să nu fie conforme și care să pună în pericol integritatea corporală a copiilor.